Dacă în Parcul Național Măcina au dat primii ghiocei, în Parcul Național Munții Rodnei s-a instalat cu adevărat iarna. Chiar dacă în multe din localitățile Maramureșului plouă, vreme specifică mai degrabă primăverii decât iernii, sunt și zone în județ unde avem strat de zăpadă din ce în ce mai consistent. Este cazul stației Meteo Iezer, unde stratul de omăt măsoară până la 27 de centimetri. A nins și la Cavnic. Un strat de zăpadă s-a așternut și în Munții Rodnei. În timpul acțiunilor de monitorizare, inginerii din cadrul administrației parcului au surprins în această dimineață imagini cu peisaje deosebite din pasul Prislop. Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația Meteo Iezer, unde s-au înregistrat minus 4 grade Celsius. În ceea ce privește drumurile, carosabilul este curat, dar umed pe drumurile naționale și județene. Însă pe DN18, în pasul Prislop, pe carosabil s-a așternut un strat de zăpadă frământată cu grosimea de până la un centimetru. De astăzi vremea începe să se răcească.